Bună ziua, numele meu este Isaia Duda Cristina, sunt profesor de matematică și pentru astăzi v-am pregătit la clasa 6-a unitatea de învățare paralelism. În continuare scriem titlul Drepte paralele, axioma paralelelor, aplicații. Două drepte din același plan care nu au niciun punct comun se numesc drepte paralele. Exemplu. Dreptele A și B sunt paralele și notăm A este paralel cu B, A intersectat cu B este egal cu mulțimea vidă. Aceste două drepte din desen nu au niciun punct comun, sunt în același plan, deci ele sunt drepte paralele. Dacă ne uităm pe figura alăturată, observăm pe această hartă a Galațiului că strada Mineralelor, de exemplu, este paralelă cu strada Basarabiei. La fel pot să spun și despre strada Gării, că este paralelă cu strada Serei. În această animație observăm cum putem construi două drepte paralele cu ajutorul riclei și echerului. Axioma paralelelor sau axioma lui Euclid. Printr-un punct exterior unei drepte se poate duce o unică paralelă la acea dreaptă. Consecințe 1. Două drepte distincte, paralele cu o a treia, sunt paralele între ele. Deci dacă avem dreapta A paralelă cu dreapta B, dreapta B paralelă cu dreapta C, atunci și dreapta A este paralelă cu dreapta C. Acest lucru poartă denumirea de tranzitivitatea relației de paralelism. Deci este o proprietate a relației de paralelism. Da? Avem și în desen dreapta A paralelă cu dreapta B, B paralelă cu C, atunci A este paralelă cu C. Consecința 2. Dacă două drepte sunt paralele, de paralel cu E, atunci orice dreaptă care o intersectează pe una dintre ele, o intersectează și pe cealaltă. Adică dreapta F, care va intersecta cele două drepte paralele D și E, se numește secanta celor două drepte paralele. După cum observăm, la intersecția celor două drepte paralele cu dreapta F se formează opt unghiuri. Aceste unghiuri le putem grupa în perechi remarcabile de unghiuri. Unghiuri alterne externe, unghiul 1 și 7, respectiv perechea 4 și 6, unghiuri alterne interne, perechea 2 și 8, respectiv 3 și 5, unghiuri corespondente, unghiurile 1 și 5, 4 și 8, 2 și 6, 3 și 7, unghiuri externe de aceeași parte a secantei, 1 și 6, 4 și 7, și la final, unghiuri interne de aceeași parte a secantei, unghiurile 3 și 8, 2 și 5. Dacă criterii de paralelism. Dacă două drepte intersectate de o secantă formează o pereche de unghiuri alterne interne congruente, atunci cele două drepte sunt paralele. Sau o pereche de unghiuri alterne externe congruente, sau o pereche de unghiuri corespondente congruente, sau o pereche de unghiuri interne de aceeași parte a secantei suplementare, sau o pereche de unghiuri externe de aceeași parte a secantei suplementare. Aplicație. Pentru fiecare figură geometrică de mai jos, precizează dacă dreptele A și B sunt paralele sau nu și justifică răspunsurile date. Dacă ne uităm în primul desen, da, pe primul desen, observăm că avem dreptele A și B, iar secanta este C. Se formează aici unghiul acesta de 117 grade, iar aici avem acest unghi de 63 de grade. În cazul primului exemplu, unghiurile din desen sunt externe de aceeași parte a secantei. Verificăm dacă sunt suplementare. 117 grade plus 63 de grade egal cu 180 de grade rezultă, conform criteriilor de paralelism, că
dreapta A este paralelă cu dreapta B. La exemplul al doilea, observăm aici că la intersecția celor două drepte A și B cu secanta C s-au format aceste două unghiuri de câte 129 de grade fiecare. Unghiurile din desen sunt corespondente, observăm că au măsurile egale, deci sunt congruente și conform criteriilor de paralelism, A este paralelă cu B. Mai departe, la exemplul al treilea, observăm că aceste două drepte A și B, tăiate de secanta C, formează două unghiuri, unul are măsura de 61 de grade și 40 de minute, celălalt 8 grade și 20 de minute. Unghiurile din desen sunt interne de aceeași parte a secantei și trebuie să verificăm dacă sunt suplementare. Facem suma celor două unghiuri, 61 de grade și 40 de minute plus 108 grade și 20 de minute, ne va da 169 de grade și 60 de minute. Cele 60 de minute înseamnă de fapt 1 grad, cele 60 de minute înseamnă 1 grad și atunci înseamnă că vom obține un total de 170 de grade, ceea ce este diferit de 180 de grade cât ar fi trebuit să ne dea ca să se verifice criteriile de paralelism. Și atunci înseamnă că dreapta A nu este paralelă cu dreapta B. Două drepte paralele intersectate de o secantă formează perechi de unghiuri alterne interne congruente, alterne externe congruente, corespondente congruente, interne de aceeași parte a secantei suplementare, externe de aceeași parte a secantei suplementare. Aplicație. În figura de mai jos, știind că dreptele A și B sunt paralele și că măsura unghiului 3 este de 41 de grade, află măsurile unghiurilor 7, 1, 2 și 5. Deoarece dreptele A și B sunt paralele și unghiurile 3 și 7 sunt corespondente, rezultă de aici că ele vor fi unghiuri congruente, așadar unghiul 7 va avea măsura egală cu a unghiului 3 și anume de 41 de grade. Deoarece dreptele A și B sunt paralele, iar unghiurile 1 și 7 sunt alterne externe, rezultă că unghiul 1 este congruent cu unghiul 7, așadar unghiul 1 va avea aceeași măsură ca a unghiului 7 și anume de 41 de grade. Deoarece dreptele A și B sunt paralele și unghiurile 2 și 7 sunt unghiuri externe de aceeași parte a secantei, rezultă că ele vor fi suplementare, adică suma măsurilor lor va fi de 180 de grade. Ne rezultă de aici că unghiul 2 este egal cu 180 de grade minus 41 de grade, adică ne va da 139 de grade. Deoarece dreptele A și B sunt paralele și unghiurile 3 și 5 sunt alterne interne, rezultă de aici că sunt congruente și că unghiul 5 va avea aceeași măsură cu a unghiului 3 și anume de 41 de grade. Aplicație. În figura de mai jos, știind că dreptele A și B sunt drepte paralele, află valoarea lui X. Ne uităm pe desen și observăm că unghiurile marcate fac parte din categoria unghiurilor interne de aceeași parte a secantei și deoarece dreptele A și B sunt paralele, rezultă că unghiurile vor fi suplementare. Așadar, x plus 44 de grade plus 2x plus 16 grade este egal cu 180 de grade, echivalent cu 3x plus 60 de grade este egal cu 180 de grade, deoarece am făcut adunarea între x și 2x și am adunat 44 de grade cu 16 grade, echivalent cu 3x este egal cu 180 de grade minus 60 de grade, echivalent cu 3x egal cu 120 de grade,
echivalent cu x egal cu 120 de grade împărțit la 3, de unde ne rezultă că x este 40 de grade și aceasta este valoarea lui x. Un mic rezumat al celor discutate astăzi. Am vorbit despre drepte paralele și aceasta este notația relației de paralelism dintre două drepte, da? Două liniuțe verticale și ne uităm aici pe această fotografie. Avem fotografiate șinele de tramvai, ele sunt modele de drepte paralele. Axioma lui Euclid, secantă și perechi de unghiuri remarcabile. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!